Primăria municipiului Timișoara a depus la Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest cererea de finanțare pentru regenerarea urbană a zonei Traian. Investiția municipalității este estimată la 170 de milioane de lei și reprezintă viziunea pe zeci de ani pentru o suprafață de 60.000 de metri pătrați cu 15 străzi și 4 piețe. Este un proiect cu bătaie lungă care va schimba definitiv modul cum arată zona Traian și îi va reda strălucirea de altădată. Face parte din viziunea noastră de a avea proiecte de modernizare a unor zone compacte care să ridice calitatea vieții timișorenilor și unde să nu mai fie nevoie de intervenții în următoarele decenii. Acest proiect nu este doar despre a avea un spațiu public de calitate, ci și despre încurajarea dezvoltării micilor afaceri locale și despre creșterea atractivității zonei pentru turiști. Nu este un proiect ieftin pentru că ne dorim calitate și de aceea am solicitat prin proiect suma maximă pe care o puteam accesa prin această linie de finanțare, spune primarul Timișoarei Dominic Friț. În prezent, zona istorică este intens circulată, străzile sunt sufocate de mașini, zona pietonală nu este foarte prietenoasă, iluminatul public este învechit, iar zonele verzi și dotările urbane sunt insuficiente. După consultări cu comunitatea și cu specialiștii, primăria a inclus în proiect intervenții care să ridice calitatea vieții și să transforme zona în al doilea centru istoric al orașului. Astfel, piața Traian și piața Romanilor, lângă Catedrala Millennium, vor deveni parțial pietonale. Pe unele străzi, mașinile vor avea acces limitat pentru a reda spațiul copiilor, pietonilor și bicicliștilor, dar vor fi create și locuri de parcare în plus. De asemenea, primăria va transforma zona din fața sinagogii din fabric în piațetă, va integra scoarul din piața Corneliu Micloșii într-un parc cu spații de relaxare și socializare, va transforma piața Petru Rareș în spațiu pentru copii și familii, cu loc de joacă și mini-piață cu condiții de comercializare moderne. Totodată, un spațiu nou va fi piațeta din spatele Bisericii Ortodoxe Sârbe, care se va continua pe strada Costache Negruții și va completa spațiile verzi existente cu un parc lung. Suprafața de spațiu verde va crește de la 6.000 de metri pătrați la 9.500 de metri pătrați. Primăria va programa lucrările etapizat, astfel încât impactul asupra locuitorilor să fie cât mai redus, transmit reprezentanții Primăriei Timișoara.